Am supraviețuit 100 de zile pe insula dinozaurilor, plină de bestii care la cea mai mică greșeală te vor sfâșia fără scrupule. Însă această insulă are niște secrete sumbre. Demonii și-au făcut apariția la suprafață. Misiunea mea este să găsesc motivul pentru care demonii și-au făcut apariția și să-l opresc. Dar ca să pot să fac asta, va trebui să mă rupt la fiecare 25 de zile cu câte un boss, iar bătălia finală va fi cu Kvarn, ochiul demonului, o bestie care trăiește în minele din Moria. Astăzi ai șansa să câștigi un cont de Minecraft Premium cu care vei putea să ai skin-ul tău și să intri pe toate serverele Premium precum Hypixel și multe altele. Rămâi până la final pentru detaliile giveaway-ului. Cu toate astea fiind spuse, haideți să vedem dacă vom putea supraviețui 100 de zile pe insula dinozaurilor. În ziua 1 am tăiat lemn și mi-am făcut niște lunete de piatră. Nici n-am ajuns bine că aproape am murit din cauza unui schelete. Am decis să plec să explorez și am găsit doi brancozauri de ăștia mari pe care i-am lăsat în pace. Iar apoi pe plajă am fost încolțit de mobi. Așa că am decis că dacă tot plouă să stau sub pământ și să minez. Mi-am făcut full armură de fier și o sabie și am plecat în continuare în aventură. După ceva timp am găsit o clădire părăsită în junglă. Înăuntru era un chest în care am găsit niște obsidian și un măr de aur. Apoi am luat toată biblioteca pe care am găsit-o și niște cărbune dintr-un furnace. Apoi am dat de o căsuță părăsită în care am găsit un atlas care funcționa ca o hartă. Iar într-un final am găsit o mică așezare pe care am decis să o folosesc ca bază. Am spart spawnerul de scheleți și am verificat chesturile, iar în unul din ele am găsit un arc cu power 1 care îmi va fi de folos mai târziu. În timp ce vorbeam cu unul dintre dinozauri, m-au găsit niște bandiți. Salut, parcă și tu erai prietenos, nu? Știu că ești erbivor. Voi de unde ați venit, mâncava-și gura voastră? Am fugit spre bază, care cred că era a lor, și am săpat în munte ca să mă ferez de ei. Am tăiat pânză de poianjă pe care am găsit-o prin chesturi ca să pot face lână, iar apoi am făcut un pat și m-am culcat. În dimineața următoare am plecat curajos, încercând să-i înving. Am tras cu arcul în ei, dar a fost degeaba, pentru că m-au lăsat în jumătate de viață și pe lângă asta m-au și otrăvit și-mi toți cădea viața. A trebuit să mă retrag la bază și pentru că ploua am reușit să mă culc, iar când m-am trezit ei erau acolo. Bă, l-ai văzut cum o fugi, bă. Ce mai speriat? Ce asta, bandana? A trebuit să sap mai adânc în munte, pentru că putea să mă lovească prin perete, pentru că așa funcționează jocul ăsta. Iar într-un final mi-am făcut un scut de fier și am plecat să-i omor. Hai. Oh. Am adunat cât lemn am putut și am început să restaurez puțin campul. Am pus gardul de lemn ca să fie puțin mai safe și apoi am început să pun stâlpi pentru camera mea. Acolo am săpat puțin peretele în spate ca să-l înlocuiesc puțin mai încolo în zilele următoare. Am stat câteva zile și am omorât dinozaur pentru mâncare și aproape că am murit pentru că unul din ei mă tot arunca de pe munte. Ok, ok, a fost o idee bună deloc. Apoi am tăiat câțiva copaci întregi pentru că aveam să continui munca la casă. Am săpat puțin mai mult în munte ca să avem loc unde să stăm și am făcut un schelet de lemn pentru casă. Apoi am decis să și înfrumusețăm locul și am făcut o podea de teracotă verde și verde închis. După aceea am luat niște nisip de pe plajă pentru sticlă. Am mai murit niște dinozauri, am mai tăiat niște lemne și am mai făcut un acoperiș de sleburi de cobblestone. Și am decis ca intrarea în bază să fie puțin mai mare față de restul incintei. Am umplut spațiul gol din schelete cu sticlă și am terminat prin a-mi face intrarea, unde am făcut niște stâlpi din bucăți de garduri pentru că îmi pare că arată destul de bine. Am mai pus niște torțe și m-am culcat. În ziua 18 am fost asediat de niște bandiți și niște orci care m-au alungat până în casă, unde am pus un bloc ca să nu poată intra și am omorât pe rând. Mamă, dar ce... incredibil! Hai, fraiere! Am plecat după în expediție și am găsit o casă pe un deal care părea părăsită. Am lotat chesturile din fața casei, iar înăuntru puteam să văd că erau zombi și scheleți. Aveam un vibe foarte prost legat de casa asta, așa că am luat repede cartea de Infinity din chest, Sugarcane-ul și am plecat. M-am dus apoi la minat, iar în astea două zile am găsit fier și diamante, din care am folosit pentru un enchanting table și am făcut o fermă de sugarcane pentru a-mi face cărți mai târziu. Am început să construiesc noua parte din casă, unde se pune enchanting table-ul, și am făcut un culoar lung, iar pe laterale vor fi două camere puse pe o parte și pe alta. Am enchantat sabia și armura și am fost atacat din nou de bandiți care așteptau la ușă. Am decis să-mi testez noua armă și să văd dacă pot învinge un brancozaur de ăsta. Și noroc că mi-am enchantat armura, că nu cred că aș fi supraviețuit. Hai. Hai. O lovitură de-a lui mi-a scăzut jumătate de viață și fix înainte să moară mi-a mai prins o lovitură care m-a lăsat într-o singură viață. Vai. Am început să omor orice tip de dinozaur în parte și mă simțeam neînfrânt cu enchanturile noi. Simțeam că sunt în stare să mă bat cu primul boss. Așa că am pus mâncare la cuptor și am petrecut toată ziua mergând spre primul boss. Am găsit o sferă imensă, unde am presupus că se află bossul. Ce asta? Uite un pic ce mare e!
Cred că aici e bossul final. Bossul de level 25. Am intrat înăuntru și l-am văzut. Am găsit un lever și când l-am tras, a apărut o armată de mobi. Oh. Stai un pic, trebuie să mă bat cu ăștia. Și cu ăla. Hai. Hai. Oh. Apoi, după ce i-am omorât, am început să atac bossul, care se mișca extrem de greu. Alo, bună dimineața. Scuze că te-am trezit. Deci îmi dau damage. A, trebuie să-i dau, ia. Oh, oh, oh. Ca să pot să omor bossul ăsta, trebuia să mă feresc de loviturile lui și să aștept să-și blocheze arma în pământ. Iar atunci când se blochează, să-l lovesc în spate, unde avea o sabie înfiptă de diamant. Ah. Nu. Oh, da de două ori. Nu, ok. Nu știam că poate să dea și de două ori. Nici dacă îți dau la cap, nu merge. Nu, a, știam că mai dă o dată, ha. Fraiere, ți-am învățat mișcările, atâta știi să faci. Ok. Hai. Oh. Hai, mai ai o bucată. Hai, fraiere. Oh, oh. Hai, mă. Ți-am dat la rană. Hai, hai, vere, hai, vere. O bucată trebuie să-ți mai dau, o bucată și ești gata. Deci nu ți se mai vede viața pe linia vieții. Mă uit în palma ta și văd că ai linia cam scurtă. Hopa, the bigger the air. Într-un final, după câteva minute bune, am reușit să-l omor. Și am primit de la el casca și arma lui. Mi-am pus casca pe cap, care mi se pare că arată super tare dacă mă întrebi pe mine. Iar apoi am decis să testez noua armă pe care am primit-o de la el. Și am pornit leverul încă o dată. Avea două tipuri de lovituri diferite. Cea pe orizontală și cea în care puteam să fac un cutremur în pământ cu loviturile pe care le dădeam. Oh! No. Ce mișto e asta. Apoi am găsit niște chesturi. În primul se afla o carte de power 5 pentru arc. Apoi în celălalt am găsit un scurt verde foarte puternic și un bagaj cu care să plec la drum. Tot acolo am mai găsit un alt chest care era mai ascuns și am găsit o armură de obsidian pe care am pus-o imediat pe mine. De ce vorbești? Altceva, tată. Altceva. Am ajuns într-un final acasă, unde m-am apucat de spart absolut tot. Era timpul să mărim baza. După ce am terminat de spart, am mers să culeg teracotă ca să vedem cu ce să umplem locul. Am început apoi să fac pereții, iar după am terminat să fac tavanul cu concret alb peste tot și am făcut o fereastră deasupra enchanting table-ului să avem puțină lumină naturală. Apoi am continuat punând podeaua de teracotă verde deschis și ca să nu fie totul aceeași culoare, am împrejmuit pe pereți cu teracotă verde închisă, pe care o să o folosim și ca să facem pereți de spărțitori. Vai, dar nu te-am văzut! Eu mă gândeam aici, vai, dar de unde dracu ai apărut? Oh. 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 Inima! Vai, inima! Am pus pereții și am ieșit afară să iau câteva stacuri de lemn ca să pot termina cu construitul de tot. Am pus un rând de lemne pentru puțin detaliu și am spart în perete două spații pe unde să intrăm în camere și le-am delimitat cu lemn de perete. În zilele 38-39 am vânat dinozauri. Am decis să caut un Tyrannosaurus și abia în ziua 39 l-am găsit. Hai, fraiere, hai. Ok, ia, ce dai? Opa, hopa. Slăbuț. Oh, hai, bine, nici chiar. Ok, nu, nu. Nu, nu e bine. Așa. Problema este că eu nu sunt acasă și e noapte. Am reușit să-l omor destul de ușor, iar apoi am călătorit înapoi spre casă. Am decis să găsesc motivul pentru care atâția bandiți sunt în zonă, iar în ziua 41 am găsit o cetate a bandiților. Acolo am petrecut următoarele zile încercând să mă lupt cu ei. Au tăbărât pe mine o mulțime și am crezut că pot să le țin frâu, dar a trebuit să mă retrag câte puțin, câte puțin și să-i omor pe rând, pentru că erau extrem de mulți. Oh! 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 Nu! Nu! Ok, sunteți prea mulți, efectiv. Apoi am decis să intru într-unul din turnuri, așa că am săpat și am intrat prin perete și cu frică și atenție am urcat pe scări. Ha.
Oh. Oh. Sunteți mulți, a? Beți-o, frate, ricorile. Era să cad un pic jos, era. Sanchi. După ce am omorât bandiții care se aflau acolo, am început să iau biblioteca și ce era mai bun de luat de acolo. Iar apoi am coborât jos pe scări și am intrat într-o cameră cu chesturi pline cu oase și un cub de diamant în mijlocul camerei. Am turnat apă peste lavă ca să pot să ajung până acolo și când se sparg cubul de diamant, a sărit în sus și l-a ars lava. Unde-i blocul de, de diamant? O sări cumva în sus în lavă? Incredibil așa ceva. Am ajuns în alt turn și acolo am omorât unul dintre fraieri și am coborât jos, unde am găsit lapis lazuri și aur. Sanchi. De unde ați apărut voi? Hai, dă scutul la jos că te tai. Te feliez. Cum o sări pe acolo? În dimineața următoare am terminat de omorât ultimii arcași și am plecat acasă. Am aruncat tot ce nu aveam nevoie în foc. Am pus itemele în chesturi și am luat sugarcane-ul de la fermă și am făcut câteva furnăsuri să le pun în casă, ca să nu mă mai chinui cu unul singur. Am explodat o zi întreagă, iar apoi, după ceva timp, am găsit un mic turn. Iar acolo am distrus spawnerul de zombie. Apoi am urcat sus și am distrus și spawnerul de scheleți. Iar într-un chest am găsit un măr de aur, o poțiune de regenerare și o carte cu pere 3. Când am ieșit să mă uit în zare, am văzut un templu păzit de două statui. Și am decis că trebuie să văd ce este acolo. Ce e asta? Ce mișto arată, mă jur. Am coborât și am găsit un lever și un semn pe care scrie atenție. Am tras leverul și zombii s-au spawnat peste tot în fiecare locaș de pe laterale și a trebuit să mă ocup de ei. Oh. No. Ce asta? Oh. 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 No. Mai vreunul? Ok, aia nu prea par prietenoși, sincer. Stai, caut zombie. Oh. Ok. Vai, vai, dar ce e aici? Vai, dar ce e aici? Hai. Opa. Oh! De unde a venit? Ce? Așa. Văd că e un parcurs de făcut aici. Ah, ok. Unde a plecat aia doi? Iar cât am încercat să fac parcursul din mijloc ca să ajung în cealaltă parte, am observat că demonii au dispărut. Ceea ce nu m-a deranjat deloc, sincer. Am crezut că s-a terminat acolo. Dar nu a fost deloc așa. Nu. Nu. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu e bine deloc. Nu. Nu. Nu a fost o idee bună. Nu. În final am găsit criptoneta demonilor. Am pus apă pe jos și nici nu puteau să mă mai atingă sau să-mi dea damage. I-am omorât și am lootat primul chest, unde am găsit un măr enchantat și un arc de emerald. După ce am mers și în camera alăturată și am omorât demonul, am lootat chestul în care era o sabie scarabeu și o poțiune de haste, care încreștea viteza de atac. Am tras o ultimă privire și am realizat că este mai periculos decât credeam. Demonii trebuiau învinși și ce avea să vină mai încolo era și mai periculos.
În ziua 53, cu ajutorul Sugarcane-ului, am terminat de pus restul de bibliotești la Enchanting Table și următoarele zile am minat pentru diamante, ca să ne facem o armură puternică și să ne consumăm direct pe ele toate nivelele de XP. Am început să enchantez toată armura și am enchantat chiar și câteva cărți rămase și am unit una cu Reviled Blade 1 cu sabia mea. Am ieșit să omor brancozaur și din 2 brancozauri omorâți am făcut level 48. În ziua 62 am fost prins în mijlocul pădurii de către niște bandiți și orci, iar cu armura nouă abia de mai dădeau damage. Nu mai aveau ce să-mi facă. Am început să explorez insula și am dat de tot felul de animale, brancozauri și ăsta mic care are un nume foarte greu de spus. Pachycephalosaurus. Pachycephalosaurus. Ok, așa e, așa rămâne de acum. Până la niște reptile care arată efectiv ca niște crocodili mai cu tupeu. Oh, sincer că am dat damage. Și mai am și armură de... Oh. Am omorât tot ce mi-a venit în cale, iar apoi am găsit o clădire care arăta foarte interesant. Rotundă, cu o tematică acvatică, aproape divină. Am intrat înăuntru și am explorat puțin și părea sigur, până am coborât scările. Oh! 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 Ăștia. Erau niște bestii uriașe ce arătau mai mult a extraterestri, care te luau în gură și te aruncau. Ce sunt ăștia? Deci mai mult sunt horror decât... Pe lângă asta erau niște scheleți care s-au spawnat fără arcuri. What the fuck? Ce-ai pățivorul? Ce-i nou dans? Dar de ce n-au arcuri? Dacă ce și eu atunci? Dacă numai voi puteți sau cum? După ce am omorât scheleții, am omorât și ultimii strider dinăuntru și am lotat zona. Erau două chesturi. Într-unul din ele am găsit o carte Swifter Slash 5 și un chest cu Reviled Blade 4. Am plecat într-un final înapoi acasă, iar zilele 71-74 m-am pregătit pentru următorul boss. Am adăugat cărțile pe care le-am găsit pe sabie și am enchantat puțin mai multe cărți. Am enchantat apoi și sabia de scarabeu și am decis să o pun la un test, dar parcă nu prea dădea damage ca cealaltă. Mamă, dar dai damage să mor eu. Hai, mult mai bună arma asta. Am decis să mai pun pe prima sabie o carte, care avea numele verde și se numea Rune Magical Blessing 1. Și a fost o greșeală uriașă. Efectiv mi-a stricat sabia, pentru că cartea aia nu mergea și mi-a scos toate efectele de pe sabie și îmi dădea 10 de erori. De acum trebuia să folosesc sabia scarabeu. În ziua 75 era timpul să ne batem cu următorul boss. Am urcat munții ca să caut templul unde se afla bossul și am reușit într-un final să-l găsesc. Am urcat până acolo și deodată din cer cădeau lasere de lumină care te ardeau. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Am fugit înăuntru și am așteptat să-mi refac viața, iar apoi am urcat sus. Ce m-a speriat de umbra mea. Nu mă așteptam. Era un spawner în mijlocul camerei, care încă nu spawnase nimic, așa că am profitat de ocazie și l-am scos repede. Apoi am mâncat un măr de aur și am urcat și mai sus unde se afla bossul. Avea niște Sargarita Margarita, ceva băieți care l-apărau, pe care am omorât foarte ușor și am început să atac bossul. Dar când mă apropiam de el, crea o aură care mă împingea până aproape să cade pe templu, iar afară cădeau lasere cu lumină pe mine. Însă spre avantajul meu nu putea să le folosească cât timp eram înăuntru. Au. Oh, oh, oh! 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 Ce s-a întâmplat? Ce-i asta? Sargarita Margarita, plecați aici! O să dau cu săgeți? Mama, dar ce săgeți trage sărăcia asta? Oh! 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 Au! 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 A, bine. Na, oricum am full viață, da. Te-a omorât? Am reușit să-l omor într-un final, pentru că aveam o armură mult prea puternică. De la boss a dropat o mască cu care puteam să-mi fac proprii mei Sargarita Margarita, deștea care să mă apere și pe mine. Am luat blocurile de aur ca să fac niște mere și apoi am luat chesturi, în care am găsit un măr de aur și niște poțiuni. Am găsit și bucăți de armură de obsidian, dar erau nefolositoare. Pe exteriorul templului se aflau niște bucăți de diamant pe care le-am luat și apoi am plecat acasă. Mă apropiam din ce în ce mai repede de ziua finală. Am început să tai copaci ca să-mi fac chesturi să am unde să depozitez tot ce am adus cu mine și pe care le-am pus în camerele pe care le-am făcut. Mi-am pregătit inventarul cu poțiuni și tot ce aveam nevoie pentru luptă și am plecat să explorez.
Am găsit după puțin timp o clădire părăsită, iar pe perete era un lever. L-am apăsat, iar înăuntru erau niște zombii, niște scheleți, dar pe lângă asta erau niște bucăți de mâzgă umblătoare. Nu știu ce erau, dar era mai bine să nu aflu. Ok, ce facem? Vreau mai întâi să omor ăștia. Le-am tras niște bucăți de arc, iar când m-am apropiat să-i atac, m-au otrăvit. Oh. Ok. Am găsit acolo un waystone, o piatră cu care te poți teleporta în alte locuri. Iar pe piatră erau două opțiuni, minere din Moria și ascunzătoarea banditilor. Aveam să mergem curând la ascunzătoare. Am găsit în chesturi niște poțiuni de viteză de atac și altele și o soluță antică. Ancient Javelin. Mortalitas. M-am întors acasă să-mi fac armurile și mai puternice și am testat sulița. Aparent când o aruncam, erau șanse ca un fulger să lovească acolo unde aruncam sulița. Nu știu pentru ce aș avea nevoie de așa ceva, dar oricum, na, e mișto. Incredibil ce mișto. Oh. Ana, se strică repede. Ce tare. Mi-am reparat apoi armura ca să fim pregătiți și am adăugat ceva nou pe sabie. Flinch 2, care e similar knockback-ului, dar în loc să te împingă, te ridică în sus. Este cea mai mare prostie, să nu o puneți în viața voastră pe armă. După ce lovești un mob, trebuie să aștepți până coboară înapoi ca să poți să-l lovești încă o dată. O să vedeți mai încolo cât de nervant o să fie. M-am întors la clădire și m-am teleportat în ascunzătoarea bandiților. Nu vedeam absolut nimic și am fost atacat de zeci de bandiți. Nu văd absolut nimic. Nu. Nu văd absolut nimic. Da, o luat, ce mă enervează. Ha. Opa. A, da, am uitat că îi ridic în sus acum. Ce le fac la băiețași? Uite un pic unde-i trimit pe oameni. În lupta mea cu niște bandiți am găsit un chest pe care l-am deschis și părea să scoată niște efecte de poțiune de strength. Însă nu era absolut deloc strength, ci îmi lua foarte mult damage și am crezut că acolo mor. Dar am scăpat în ultima secundă. De ce îmi dădeam damage? De ce îmi luam damage? Mamă, ce m-am sperat, am zis că aici mi-e sfârșitul. Mai țineți minte când ziceam că e enervant flinch-ul? E extrem de enervant. E efectiv extrem de enervant. Uite, puțin trebuie să stau să aștept după fiecare mob să cadă și să-i mai dau încă o lovitură și apoi să mai sară încă o dată în sus. Oh, oh, oh. No. No. No, n-am ce să fac, trebuie să mănânc asta. Oh. Am continuat să bat bandiții din fiecare cameră. I-am căutat până și în colțurile cele mai întunecate și am găsit niște perle Ender, care credeți-mă că mi-au salvat viața mai târziu. Am bătut tot drumul înapoi până la Weston și am decis că e gata. Trebuie să înving ceea ce cauzează tot răul de pe această insulă. Și am plecat în mina din Moria. Cum mă uitam prin găuri, deja părea foarte periculos. Și când zic foarte periculos, e foarte periculos. Oh! Minere din Moria. Nici nu voiam să știu ce găsesc aici. În fața mea văd niște demoni. Așa că am băut o poțiune de fire resistance și am mers să mă lupt cu ei. Ei nu puteau să-mi dea damage, dar veneau continuu mob din toate părțile. Și din nou, uitați puțin cât de enervant este flinch-ul ăsta. Vă implor, nu vă puneți flinch pe arme dacă veți descărca modpack-ul. Vă implor, îl urăsc din tot sufletul. Și dacă tot vorbeam de modpack, dacă vreți să vă jucați harta și să descărcați modpack-ul, să știți că acum am server de Discord, de pe care puteți să descărcați modurile și unde găsiți videoclipuri tutoriale despre cum să le instalați. Revenind, m-am luptat cu toți mobii din preajmă, iar apoi am găsit o grămadă de TNT pe care am aprins-o. Baftă vere! Baftă vere! Opa! Auzeam zombii în spatele peretelui, așa că am terminat de spart peretele, iar în spatele său era o cameră cu mai mulți mobi. M-am bătut și cu ce era pe acolo și pentru că nu vedeam nimic am folosit o poțiune de Night Vision. Am găsit un chest cu o mulțime de poțiuni și cam atât. M-am amintit după aceea că eu am o pălărie cu care pot să chem pe Sargarita Margarita și asta am și făcut. M-au ajutat puțin în luptă, dar erau prea slabi ca să facă ceva și până la urmă au murit toți imediat.
După ceva timp am găsit o altă cameră. Am găsit un mormânt în care era trupul regelui, care avea o coroană pe care am probat-o, chiar dacă nu e bine să fur de la morți. Și ce să vezi, karma m-a lovit instant. Altceva, domne. Nu. Da, fugi, 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 fugi. Tot în camera am mai găsit un chest, iar când am plecat de la el am apăsat niște pressure plate-uri. Simțeam că ceva se apropie, așa că am mers în camera principală. Ce? Ce? Cum adică? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce e aia? Cum adică? Ok. Nu, nu. Nu. Nu e bine deloc, nu e bine deloc. Nu trebuie să stau pe loc că ai văzut ce mi-a făcut la... în prima secundă. Ok, nu. Nu. Fugi, fugi, fugi. Unde ești? Nu pot să cred. Dar nu, nu văd că îi dau damage, sincer. A, ok, trebuie să-l și nimeresc. Bă, bă, bă! Stai, fugi, 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 fugi. Ok, ok, ok. Nu. Nu e bine deloc. Hai, fraiere. Nu, nu, nu. Yes, yes, yes. Ok, nu vreau să mai trec prin așa ceva în viața mea. Am reușit într-un final să-l înving. Kvarn era capul răutăților. V-ați prins? Capul răutăților? Am plecat într-un final de acolo și în sfârșit puteau dinozaurii să trăiască în armonie. Dimineața am tăiat niște copaci, mi-am făcut o barcă și am plecat. Am uitat pentru o ultimă oară înapoi și era timpul să plec într-o nouă aventură. Până la următoarea aventură, unul din voi va putea câștiga un cont de Minecraft. Și n-aveți motive să nu profitați de acest lucru. Tot ce trebuie să faci este să fii sigur că ești abonat la canal și dacă ți-a plăcut videoclipul, de ce să nu dai și like? Apoi, trebuie să-mi dai follow pe Instagram la Piluca sau de pe linkul din descriere. Acolo voi posta câștigătorul contului în ziua în care apare următorul videoclip. Asta este tot, dar dacă vrei să-ți dublezi șansele să câștigi contul, tot pe profilul de Instagram este ultima postare cu giveaway-ul. Tot ce trebuie să faci este să lași un comentariu în care să dai tag la doi prieteni de-ai tăi care se joacă Minecraft. Din nou, partea asta nu este obligatorie, dar îți crește șansele să câștigi contul de Minecraft. Deci, nu știu, aș profita de asta, sincer. Recomand să mă ții la follow pe Instagram, pentru că dacă vă place giveaway-ul ăsta, o să fac mai des și cu mai multe conturi. Așa că, nu știu, tot ce pot să zic e mult succes. Sper că ți-a plăcut videoclipul și dacă vrei să decizi ce modpack să folosești data viitoare, te aștept pe serverul de Discord. Pa!